Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, bun venit pe canalul meu de TikTok, asta sunt pe TikTok sau chiar pe pagina mea de Facebook, sau bună seara la toată lumea, puțin ne mai adunăm, voi lăsați câte o inimioară, fiindcă ea este binevenită pentru mine, da, dar puțin ne mai adunăm, cu siguranță ați văzut, asta este un tratament foarte bun, mai ales pentru persoane care muncesc foarte mult și au dureri de picioare. Aici cu voi, în căsuța mea, în bucătăria mea, puțin ne adunăm, lăsăm câte o inimioară, toată lumea, mulțumesc frumos la toată lumea. Bună seara, Alex, bună seara toată lumea, bună seara, Mariana, bună seara. Îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți. Eu n-am să stau mult astăzi, așa că este sâmbătă, poate voi aveți alte treburi de făcut în casă, dar vă rog un lucru din partea voastră, câte o inimioară și câte o distribuire, să ajungă acest live cât mai departe, apoi îl pun pe canalul meu de YouTube ca să rămână acolo, dacă în caz că tu nu îl găsești, cu mare drag scrii tratament pentru dureri de picioare, cu mare drag, deci îți apare dacă tu ești abonată pe canalul meu de YouTube. Bună seara la toată lumea, hai puțin ne mai adunăm, mai lăsăm câte o inimioară. Bună seara, vă salut, Jana, din Republica Moldova, salut din România, îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți. Maricica, mulțumesc, Alex, mulțumesc frumos la toată lumea, hai puțin. Bună seara, bună seara la toată lumea, vă salut, cum sunteți? Vreau să vă întreb, cum sunteți și cum vă simțiți? Asta este o întrebare foarte importantă și foarte sănătoasă când noi avem prieteni, când noi suntem vizionați, că în ziua de astăzi este foarte rar când te întreabă o persoană, cum ești? Mai mult îi întreabă de bani sau mă împrumuți cu bani, da? Și dacă nu îi împrumuți, clar că supără. Dar mai puțin în lume te întreabă, cum ești? Cum te simți? Ești sănătos sau ești bine? Bună seara, bună seara la toată lumea! Deja suntem foarte mulți ori. Maria, mulțumesc! Așa, vă rog să-mi distribuiți live-ul cât mai departe și câte inimioare mai multe eu le primesc. Dar eu din casa mea de aici, din bucătărie la Zidana Uzacovna, cu mare drag, o inimioare pentru toți voi. Da? Bună seara toată lumea. Diana, mulțumesc, bună seara. Dragii mei prieteni, deja nu mai are rost că suntem ușor. Live-ul rămâne aici, am să-l pun aici sau îl trec pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt un tratament care și pentru cine are foarte mari dureri de picioare. Indiferent că ai tu bărbat că lucrează pe șantier, indiferent că tu muncești foarte mult sau lucrezi într-un restaurant și toată ziua în picioare, da? Și ajungi acasă cu dureri de picioare, cu cățar de călcâile, da? Sau într-adevăr te dor încheiturile. Dar mulți din noi, luminiți, mulțumesc, dar mulți din noi, deci se află piste hotare și muncesc foarte mult și ajung seara acasă cu dureri sau chiar cu picioarele umflate. Da, asta se întâmplă și la bărbați care lucrează pe șantier, asta se întâmplă și la femei care lucrează foarte mult, mai ales care lucrează hoteluri, restaurante, deci este o muncă foarte grea, dar câteodată atât de tare ne doar când vinem, deci să le tăiem că avem dureri de picioare. Și întrebarea este ce să mai fac cu picioarele astea, că în ziua de azi nu mai este la modă să luăm injecții, fiindcă el... Injecțiile ne fără mumificatul, pancreas, să ridică tensiunea sau să dă tensiunea jos, da? Dar mai des de la mult tratament care le e pe bază de chimicale sau pe bază de pastile, să ridică tensiunea și avem sânge de nas sau hemoragii sau alte tipuri de dureri de cap. Uite, aici vreau să arăt ceva interesant care poți să-l faci tu ieftin și gratis. Așa. Bună ziua, dragii mei prieteni, deci încep live-ul că suntem foarte, foarte mulți alți. Mie câteodată simt că mi-ar de tălpile. Uite, aici am la cota, da, Olga, mulțumesc frumos. Astăzi îți arăt un tratament care îl poți face tu. Ce avem nevoie pentru asta? Un vas. Ia uitați-vă și vas am eu. Special îl țin pentru dureri de picioare sau pentru tratamente pentru picioare. Eu am să schimb cameruța, că voi să vă vedeți bine, uitați-vă, deci eu am un vas cu apă fierbinte, eu îi pun maximum cât am să-i pun 6 litri de apă, ca să fie fierbinte, așa, eu adaug acum, foarte bine, cât timp eu am să vă explic cum să faci, pentru ce este bun acest tratament care îl faci tu, de gratis, zero bani, dar asta te ajută foarte, foarte mult,
Așa, da? Deci eu mi-am pus 6 litri de apă. Aștept foarte bine să încerbentăm, să fie fierbinte, dar ai și atent. Noi nu stăm cu picioarele foarte fierbinte, mai ales care au deci, probleme cu inima și tensiunea. Călduță, da? Dar persoanele care nu au probleme cu tensiunea și cu inima, deci le pun cât suporți tu în temperatura corpului tău. Cât deci ai nevoie, cât simți. Eu nu am probleme cu tensiunea, eu nu am probleme cu inima, nici ficatul și eu deci stau dacă muncesc foarte mult sau umblu, da? Deci toată ziua încolo încoace, încolo încoace și eu ajung câteodată seara, am foarte mari dureri de picioare. Pur și simplu mă dor mușchi, da? Dar acest tratament ajută foarte bine când sunt picioarele umflate, da? Oricând noi am luat antibiotici, oricând noi am luat alt tipuri de tratament sau hormoni, da? Mă rog, sunt diferite boli care noi luăm pastile cu hormoni și picioarele noastre umfle, chiar și mânuțele. Să știți, da? Acest tratament cu siguranță îi te ajută. Ce avem nevoie? Toată lumea cunoaște săponul, săponul de rufe, acel săpon care miroase urât. El se găsește în magazin. E un tip de săpon care are 72%, așa se numește, da? Are puțină glucozamină, foarte puțină, dar el este foarte bun pentru dureri de picioare. Noi astăzi să-l radim ca o bucată, ca o nucă. Să știți că chiar dacă tu ai dureri de genunchi, stai într-un vas cu apă călduț cu acest tip de săpon. Eu nu vorbesc de săpoane care noi spălăm tenul. Eu nu vorbesc de săpon sau de șampon care spălăm părul. Eu vorbesc de săpun vechi, cum se numește săpunul de rufe sau săpunul bunicii. Da, deci el este foarte bun. Asta am nevoie și de răzătoare aici cu voi. Am nevoie de sare. Da, sarea grunjoasă. Liniștește. Dureri de picioare. Virginia, dacă m-ai întrebat pentru însărcinații primite, da, Virginia, numai stai cu picioarele în apă călduță, fii foarte fierbinte, da? Călduță dacă tu ai picioarele umflate, da? Nas să încurce, să fac foarte bine, da? Dacă îți mă întreb de săpun, ce fel de tip? De casă. Săpun de casă care eu am pe canalul meu de YouTube, chiar am făcut și mai mult săpun, chiar și pentru mașina de spălat automat eu folosesc așa săpun, chiar îl folosim pentru copii dacă au alergii, persoanele care au alergii, că nu toate săpunurile sunt bune. Săpun de 72%. Săpun se mai numește băbesc sau săpun de rufe. De ce băbesc? Fiindcă așa săpunul folosea foarte mult bunicile noastre, când ele spălau cu mâna, deci nu erau mașină de spălat, spălau cu mână. Și azi mai am eu aici nevoie frunze de dafină. Da, dragii mei prieteni, să știți că frunza de dafină, chiar și ceaul de frunze de dafină este formidabil pentru dureri de picioare. Înainte, frunza de dafină era un condiment numai pentru leacuri băbești. Înainte, când eram al de bunicile, da, străbunicile noastre. Da, frunza de dafină este un condiment care noi acum îl folosim foarte mult în bucătării, la pește, la carne, da? Sau la alte tipuri din mâncăruri, da? Dar frunza de dafă se face și ulei din frunza de dafă pe canalul meu de YouTube este pentru căderea părului. Funcționează foarte bine. El este ieftin. Nu are rost să-l cumperi, că el este foarte ușor de făcut. Foarte, dacă vorbim de ulei. Îl pui într-un borcan, deci frunza de dafă o fărâmi foarte bine și torni peste ea sau ulei de in, sau ulei de măsline, sau ulei din dovleac, el este nemaipomenit de bun. Chiar ajută și la articulație. Dacă tu astăzi ai venit acasă, te dor genunchi sau te dor încheieturile sau picioarele înflate, știți că uleiul de frunze de dafin este formidabil. Eu am să adaug aici, deci frunze de dafin, 20 de frunze de dafin. Și mai am eu aici, dragii mei prieteni, eucalipt. Așa, și aici mă întreb, măi Zidana, eu nu am eucalipt. Dacă tu nu ai, poți folosești ulei de eucalipt. Și aici mă întreb, de exemplu, în România încă se mai găsește, da, dar în Republica Moldova, în Rusia, fiindcă este un copac care crește numai în Europa. Este un copac foarte înalt, poate ajunge și la 100 și ceva de metri, dar se găsește. Cum să vedem că e eucalipt? Tu ți iei numai frunza, da, și o fărâmi. Sunt foarte multe tipuri de eucalipt. Dragii mei prieteni, eu folosesc un tip de eucalipt care toată lumea poate să-l găsească. Eu vă arăt imediat. Așa. Cine lumea cunoaște, cine cumpără flori? Acesta este un decor pentru flori verde.
Să știți că acesta tot este eucalipt. Ele sunt mai multe tipuri, da? În orice magazin care se vinde buchete de flori, acolo găsești eucalipt. Cum să-l vezi că e eucalipt? Numai în cazul. Când tu ruchi o frunză și o fărâmi așa mărunțel în mânuța ta și e miroasă foarte puternic, foarte, nu puternic, dar foarte. Ea miroasă mai puternic ca frunza de dafină. Mai puternic. Să știți că aceste flori le uscați, ele sunt buni și pentru sinuzită, dacă la noi este astupat capul. Este bun pentru a face șamponuri, el este bun pentru piele, pentru a face ulei de eucalipt în casa ta. Chiar îl pui în ulei de măsline sau ulei de dovleac. Deci îl găsiți. Așa, acum mai am un tip de eucalipt. Ia uitați-vă, da? E fix ca frunza de dafină. Dar nu este frunza de dafină. Deci se diferențiază foarte mult. Sunt foarte multe tipuri de eucalipt. Sunt cu frunza mai rotundă și cu frunza ca mai lunguiață, da? Ca limba. Așa se numește. Dar ele ambele sunt bune, numai că trebuie să aibă numai decât miros. Dacă tu nu ai, deci, frunză de eucalipt, cu siguranță, deci poți folosești ulei de eucalipt. Dar dacă îți mă întreb care este mai bun, clar că frunza. Eu o s-o cot frunza și verde, fiindcă este mai bună. Dacă tu ai pe cineva peste hotare, îți trimite un pachet, că ți-e un pachet, este de ajuns. Așa, mai am pentru acest tratament, pentru durere de picioare, vă rog, tinerilor, din partea la toată lumea, vă rog din suflet, da? Și o distribuiți. Ce mai am, dragii mei prieteni? Mai am bicarbonat de sodiu. Toată lumea, toate gospodinile noastre, trebuie să aibă bicarbonat de sodiu în casă, că el este foarte bun și pentru durere de picioare, și pentru micoză, și pentru ciupercul gulță, mulțumesc frumos, și pentru ciupercă la unghii, este nimaipomenită, chiar și pentru unghii bolnavi sau pentru unghii încărnat când ea scoace. La fel, bicarbonatul este bun pentru acnei, pentru corp, dacă tu ai alergii pe corp, da? Fiindcă el este un condiment nemaipomenit pentru dureri și este un condiment care noi facem cuptur, da, el se mănâncă, dar este sănătos. Multă lume, deci, se mă întreb, Zidane, este bun pentru dureri de stomac, da, dar nu mănânc în cantitate mult, fiindcă el mănâncă pereții de la stomac, da, și nu trebuie în cantitate multă, dar într-o linguriță, dacă, de exemplu, astăzi, deci ai mâncat ceva gras și nu ți-a plăcut sau nu ți-a mărs la stomacul tău, da, o linguriță, deci, cu apă de bicarbonat de sodiu, este foarte bun de a lucra, deci, stomacul. Dragii mei prieteni, ce mai am pentru acest tratament? Iod. Da, iodul, dragii mei prieteni, știți și iodul, fiindcă iodul este foarte bun pentru dureri de picioare. Chiar dacă tu ai un flutur, mulțumesc frumos, vă rog cu te-o inimioară și cu te-o distribuire, vă rog cu te-o apreciere. De ce iodul? Iodul este bun chiar pentru coptură. Iodul este folosit foarte mult în medicină, da? Chiar și nucile, care, nu știu, care mâncăm noi, tot au iod și ele sunt toate foarte bune pentru coptură, pentru dureri, dacă noi avem, de exemplu, o durere de genunchi, da, automat îți iei cu o vată, da, ca să pui și fă așa, pur și simplu, unge unii dureri, îți vezi cât de bine te ajută, iodul este formidabil. Multă lume, deci, chiar și bei iod pentru cancer, dar eu, deci, nu am folosit această terapie ca să bem iod. El nu este rău, da? Dar să bem în cantitate mare tot nu se poate, da? De exemplu, dacă ai o bubiță, dacă ai o rană, da, asta este bine, fiindcă el omoară din infecție sau chiar o unghie, da? Dar dacă îl folosim la dureri de picioare, deci este formidabil, să știți. Hai, dragii mei prieteni, astăzi vă arăt cum am făcut. Deci 6 litri de apă fierbinte, numai decât 5 linguri. Vă scrieți pe o foiță, știu precis că mulți din voi să vreți, vă scrieți pe o foiță acest tratament, poți să-l faci măcar de 7 ori pe săptămână, chiar și toată ziua, că este formidabil de bun, da? Ok, 6 litri de apă, 5 linguri de sare grunjoasă. Ce mai bună grunjoasă? Se mă întreb, măruntă este bună? Nu. Grunjoasă este mai puternic, fiindcă deja acea măruntă, ea este prelucrată. Dar asta groasă, da, care noi punem murături, care este folosită, deci, la mâncare, ea este mai benefică pentru dureri de picioare, pentru copturi, chiar dacă ai dureri de călcâi. Deci, în 6 litri de apă, așa, eu am aici vasul meu care pentru durere de picioare, îl am special pentru că sunt picioarele în el. Apa este călduță, deja începe să fiară. 5 linguri de sare. Una
2, 3, 4, 5. A să mai pun, dragii mei prieteni, un lucru care eu iubesc foarte, foarte mult. Eu fac din ele chiar și tinctură. Așa, nucile, da, dar știți și ele are iod. Și ele sunt foarte bune, fiindcă nucul este un lem, el este puternic tare. Dar dacă noi fierbem apa în nuci, acea apă, acel suc, el este foarte bun de a ține picioare, fiindcă întărește oasele, el este ca medicament. Pur și simplu, noi nu știm, dar nucile, deci, sunt ieftine, poți să-ți găsești 10-20 de nuci. Nuci, da? Sarea, la fel, este ieftin. Am să pun una, două, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nuși. Da? Le pui care vrei. Chiar dacă tu ai numai corjile de nuși, la fel sunt bune. Fiindcă când noi fierbem corjile de nuși, se primește un apă, un elixir cafeniu. Ele sunt foarte bune pentru dureri de picioare, să știți, foarte bun. Vă rog câte o inimioară, vă rog să ajungă acest live cât mai departe, eu am să-l pun pe canalul meu de YouTube. Și, dragii mei, prin trec la bicarbonat de sodiu, deși bicarbonat de sodiu, fiindcă el liniștește durerile de picioare. Chiar eu aș prefera că dacă, Doamne ferește, am o durere de picioare, eu apelez la așa terapie, la așa elixir. Eu nici că acum nu bag injecție sau să beau pastile pe mine să mă doare stomacul sau alt tipul de dureri care să ne facă ne pastile. Nu! Sunt uleiuri biblice, sunt tratamente naturale, băbești, așa cum făceau bunicile noastre, dacă pe atunci noi erau, deci, farmacii, să fugim repede. Noi așa ne-am învățat. Deci, dacă avem o durere de picioare, fugim repede la farmacii și luăm almerin sau distalgin sau alte tipuri de injecții care să le punem ca să le liniștească. Dar încearcă. Încearcă, îți vezi cât de bine funcționează pentru a liniști durerea de picioare. Câte linguri de bicarbonat de sodiu? Două. Două sunt suficiente. Eu am linguri mari, da? Deci eu nu am linguri de ceai sau de cafea, da? Două linguri, deci este suficient. Una, două. Așa. Frunză de dafină, numai decât. De ce apelăm la frunza de dafină? Că ea este o frunză, ea este un condiment care liniștește durere. Chiar și să bei și ulei de frunză de dafină dacă tu ai gastrită la stomac sau dacă tu ai probleme cu stomacul. Deci este foarte bun. Eu am spun că am 20 de frunzulici de frunză de dafină. Le adaug aici, da? Așa, eucalipt. Deci am vorbit de eucaliptul, da? Frunzulițe de eucalipt, dacă tu nu ai, clar că tu îți pui 10 picături de ulei de eucalipt, tot este foarte bun dacă tu nu ai, deci, frunze de eucalipt. Eu v-am arătat deja de eucalipt, da? Mulțumesc frumos la toată lumea, da? Câți frunze? Tot la fel 20 de frunze de eucalipt. Această apă, acest elixir, poți să-l încălzești, deci, 7 zile la rând. Poți să-l încălzești numai decât. Dar, dragii mei prieteni, la fiecare dată îi adaugi câte două linguri de bicarbonat de sodiu, fiindcă bicarbonatul de sodiu deja în apă ferminte, deci el să scoate toate beneficiile. Și trecem la săpun. Da, am să iau săpun, așa am sărat pe răzătoare, dragii mei prieteni, ca o bucată de nucă, în felul următor. Ia uitați-vă, da? Săpunul este foarte important. Să mă întreb, fiecare săpun este bun? Nu. Săpun de rufi, săpun de băbesc, așa se numește, da? Săpun de 72%. Acel săpun care miroase foarte urât, dar el este foarte bun pentru dureri de oas. Foarte bun. Așa. Deja eu ne-am dat drumul la aragazul meu ca el să fiarbă. Așa. Deja sunt încălzești. Ia uitează. Cât o bucată de ce am luat dintr-un săpun de 200 de grame. Undeva vreo 50 de grame. Așa. Și, dragii mei prieteni, clar că iodul liniștește durerile de picioare. Foarte bun. El ajută chiar și dacă noi avem o rană, dacă noi avem o cuptură sau dacă noi avem ciuperca la picioare, între deși, știi că câteodată mai există sau există o unghie galbenă sau neagră, asta este o micoză, asta este o ciupercă. Iodul este foarte, foarte bun. Eu vă rog să-mi distribuiți câte o inimă, suntem foarte mult, aproape 600 de persoane. Eu vă rog. Așa, vă rog să-mi distribuiți să ajungă cât mai departe.
Așa, bine, super, mergem înainte, da? Deci iodul este foarte bun pentru dureri de picioare. Acum hai să mă întreb eu o chestie. Zidana, Tania, își mulțumesc frumos. Hai să mă întreb, Zidana, acest tratament funcționează la toată lumea? Clar, care nu au picior, clar că nu poate să funcționeze, da? Sau care au un picior de silicon, clar că nu. Noi vorbim astfel de tratament care pe noi venim acasă în fiecare zi, care muncim, că noi toată lumea muncim, fiindcă banii nu cad din pod, noi suntem nevoiți să muncim, da? Și noi avem dureri de picioare foarte mari, deci de unghii, tălpi, artălpi, suntem foarte obosiți și câteodată nici nu mai avem putere, da, ca să mergem. Și clar că mai ales noi femeile, dacă suntem gospodini, venim acasă, trebuie să facem și ordine în casă, trebuie să facem și curățenie, trebuie să facem și mâncării și noi nu avem putere. Deci acest tratament ajută foarte, foarte bine, da? Deci am spus și 10 picături de iod. Încă o dată menționez. La fiecare, deci când încălzești astăzi o ței așa, da? După ai pus toate condimentele, mâine pui încă 2 linguri de bicarbonat de sodiu, fiindcă el este ieftin, Natalița, mulțumesc. El este ieftin, da? Și mai adaugi încă de fiecare dată 10 picături de iod. 10 picături, da? Ați primească ca o spumă, ca un gel. De ce? Din partea la săpun, da? Fiindcă noi avem aici săpun. Dar cu siguranță este bun pentru gonartroză. Da, este bun, dar noi nu uităm că la gonartroză, deci s-a mâncat toată încheietura. El pe un timp îți liniștește. Dar clar că nu tămăduiești cu gonartroză. Noi trebuie să înțelegem chestia asta, da? Așa, deci am spus 10 picături de iod. Ia câte una, două, trei, patru, mai eu, 5, 6, 7, 8, încă două, 10, așa. Iod, orice iod care îl găsești tu în farmacie, el este formidabil pentru dureri de picioare. Suntem foarte mult, aproape 700 de persoane, eu am să mai repet încă o dată tratamentul. Așa, deci 6 litri de apă. Pentru ce este așa tratament? Dacă noi venim acasă cu dureri de picioare sau cu picioarele umflate, sau dacă noi am luat un medicament, un hormon, și credeți-mă, când noi luăm hormon sau mulți ani, tratament sau pastile diferite, da? Noi nu vorbim numai de dureri de picioare. Poate fi și pentru migrenă, poate fi pentru colon, că multe persoane nu pot să plece afară, să iasă afară toată murdărie și e tratament și asta tot sunt hormoni, da? Dacă noi avem dureri de cap, dacă noi avem o depresie, ce sunt hormoni, da? Și noi ne umflăm, automat ne umflăm și mânuțele, mai ales dimineața, și picioarele. Și când noi muncim foarte mult, în fabrică, într-un spital, undeva afară, în șantier, bărbați își vin acasă cu picioarele foarte tare obosite, ard. Ar, până ajung și osul mă doare, da? Așa este, că noi așa suntem oameni, cu muncim foarte mult când trebuie bănuți, da? Sau când tu umbli foarte mult în picioare, sau când mergi, te dor mușchii de la picioare. Acest tratament este formidabil, să știți. Deci, 6 litri de apă, întotdeauna într-un vas care tu poți ții. Deci, bicarbonat de sodiu, 2 linguri. 2 linguri, da, la fiecare dată, cu mâinii tu ai să o încălzești acest vas și îți mai pui mâinii încă 2 linguri. 2 linguri de bicarbonat de sodiu. 4 linguri de sare, orice sare care avem noi. Dar cea mai bună este sare grunjoasă, nu acea măruntă, măruntă. Da, un pachet de sare, că este de ce ori te chiar și bicarbonatul, chiar și sarea, chiar și iodul sunt lucruri care costă 0 bani, dar tu poți să le cumperi ca să nu ai așa dureri de picioare. Vă rog, tine mi-ar că suntem foarte mulți, vă rog frumos, da? Așa, 20 de frunze de dafin. Să știți că frunza de dafin este foarte bună, dragii mei, pentru dureri de picioare, chiar și pentru căderea părului, chiar și infuzii, dacă tu ai mătreață, da? Dacă tu ai, deci, acele coșuri acnei, da? Ei este bună pentru scalp, chiar să ungi cu antifon, da? Este formidabil. Poți face ulei, poți face tinctură, poți face chiar pur și simplu să o fierbi în apă și chiar dacă ai o coptură, să zicem așa, da, o durere, Taniș, mulțumesc, la unghi, da, este formidabil. Da, să știți că dacă ai dureri de picioare, poți face tinctură din frunză de dafin,
Cu rachiu, da, așa se face. Rachiu cu frunze de dafin, țuică, rachiu care nu îl bem, da, mă rog, sunt diferite persoane. Unii îl iubesc cu coniac, ce vrei tu. Și să-ți faci friecții la picioare, da, să lași 21 de zile ca ele să mănânce, da? Deci, acea tinctură, acel rachiu, trebuie să mănânce, este formidabil. Deci, în vasul meu, mă repet încă o dată, 20 de frunze de dafin. Și la el spun 20 de frunze de eucalipt. Dacă tu nu ai frunze de eucalipt, 10 picături de eucalipt. Așa, încă o dată menționez pentru multe persoane, da? Sunt multe persoane care zic, Dana, eu nu am eucalipt. Eucalipt, el este foarte bun și pentru căderea părului. Uleiul de eucalipt este foarte bun pentru dureri de genunchi, pentru artrită, pentru reumatism. Așa, în orice florărie, special țin să vă spun lucrurile astea, că multă lume nu le știți. Se vinde flori la decor, ia ca așa tipuri de flori, ia, se vede foarte bine, el este eucalipt, să știți. Voi rupeți numai o frunză ca să vedeți cum miroase, automat vezi, parcă este un frunză de dafin, parcă este o mintă rece, o mintă proaspătă, o salvie, deci este formidabil. Dacă tu nu ai 10 eucalipt, pui 10 picături de eucalipt. Și la așa tratament, dragii mei, pe deja este la mine fierbinte, pui o bucată ca 50 de grame, nu mai mult, de săpun de rufi, săpun vechi. Îl dai prin răzătoare. Noi amestecăm toate aici. Încă o dată menționez, dragii mei prieteni, da, fiindcă eu am aici un vas pentru a ține picioarele, că eu muncesc foarte mult, încolo încoace, încolo încoace. Și eu câteodată sunt nevoită, deci, să țin picioarele în apă călduță. Deja este fierbinte, menționez încă o dată. Persoanele, așa, care au dureri de inimă. Nu îl fermentați foarte mult, îl fierbeți, dar lăsați să răcească, să fie mai călduț. Persoanele care au tensiunea mare, nu mică, tensiunea mare, da? La fel stați cu picioarele călduți, în apa să fie călduț, să fie fierbinte. Fiindcă așa ceva ridică tensiunea. Pentru mine este bună, fiindcă eu am tensiunea micuță, Taniușa, mulțumesc. Pentru mine este formidabil, fiindcă dacă tu stai cu picioarele în apă fierbinte, să știți că ridică tensiunea dacă tu ai tensiunea mare. Dar dacă tu ai tensiunea foarte mare, de exemplu 180, da, sau 200, cum există așa ceva, persoane cu tensiunea mare sau pe 100, deci stați numai cu picioarele în apă călduță, nu înfierbintați foarte tare, da? Deci, lăsăm să fiarbă foarte bine și noi clar că stăm, dragii mei prieteni, o oră așa în acest vas minunat cu picioarele. Putem să ne astupăm cu o plapumă, da? Este ajut foarte bine. Poți să o faci de 7 ori. 7 ori, deci, pe săptămână. Numai că îi adaugi bicarbonat de sodiu și îi adaugi, dacă dorești, 10 picături de iod. Funcționează foarte, foarte, foarte bine, da? Bun regăsit! Bună seara! Bună seara la toată lumea! Vă rog câte o distribuire. Așa, cineva m-a întrebat, hai să vă răspund la câteva întrebări, da? Fiindcă mă întreabă numărul de telefon, îl găsești pe WhatsApp, îl găsești, mai ești pe pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidane, auza, până acolo cu orice întrebare, cu mare drag, da? Dragii mei prieteni, încă o întrebare care multă lume mă întreabă. Zidana, ce facem pentru dureri de picioare? Și să mai fac, nu știu, că într-adevăr, deci este pe primul loc dureri de picioare care pe noi ne doare foarte mult și câteodată, tocmai ajungem șchiopătând sau multe cazuri, trebuie să porți baston. Bradul de Crăciun, pomul de brad sau chiar de pin, să fierbi în fix așa vas, să-l fierbi vreo 20 de minute și să stai cu picioarele în el. El este formidabil, ajută foarte bine. Nu cheltuiți bani pe injecții, nu cheltuiți bani pe alte tipuri de pastile. Luați tratamente naturale. Încearcă o singură, două dată să vezi cât de tare te ajută. Atenție, cine are alergii la iod, draga mea, iodul se folosește la orice operație, la orice dinte, la orice pălitură. Deci, iod nu ai cum să aibă alergie. Alergia ai de aici, crede-mă, da? Iodul se găsește în orice farmacie și el este benefic, să știți, da? Așa. Adăugați-mă în prieten. Lisia, poți mă scrie, draga mea, pe WhatsApp. Acolo este numărul meu pe WhatsApp. Mă găsești de fiecare dată. Toată lumea mă găsește. Dragii mei prieteni, încă ce mai este bun pentru durere de picioare? Că astăzi avem
Deci Life-ul pentru dureri de picioare. Ce mai este? Mai vă rog câte o inimioară. Este foarte bun. Picioarele de vită. Da? Picioarele de găină de casă. Scurmușle, cum le spunem noi, da? Sau chiar, pentru cine iubește, picioarele de porc, de animale. Noi vorbim, da? Sau chiar oasele de pești. Dacă noi vorbim de dureri de picioare, fiindcă ele au calogen. Dar acum se vinde foarte mult calogen și el este bun, dar atent. Cel mai bun calogen, că să mă întreb, care este cel mai bun calogen care să te ajute? Colagen brut, eu vorbesc de un colagen bun. Ca să te ajute la oasă, ca să te ajute la căderea părului, ca să te ajute la riduri, că noi femeile avem riduri și noi asta trăim cu dânși câteodată, ne îmbolnăvim, intrăm în paranoică când apar ridurile. Calogen, deci în lichid, el este foarte bun pentru dureri de articulații. Sunt o sumedenie de tratamente și poți face tu dacă mai ales ai dureri de articulații sau dureri de tâlpi sau dureri din oasă sau dacă chiar ai o problemă care este o situație, dacă artrit reumatică, da? Deci așa fel de tratamente ajută și funcționează foarte, foarte bine, să știți, foarte bine, da? Așa, bună seara, bună seara din toată lumea. Jalantina este bună, da, este bună, dar trebuie să o iei măcar 20 zile în fiecare zi, da? Fiindcă de la jalantină slăbești, dar la jalantina ajută la articulație, mai ales pentru persoane cine are dureri de articulație. Este bună și gelatina, da? Mai ales dacă tu poți o mănânci, da? Și îndeopște, jeleul, el este formidabil pentru dureri de articulație. Formidabil, să știți, da? Alina, nu aveți cărți? Am, draga mea, dar sunt numai pentru mine. Credem că eu le-am vreo 20 și le mănânc. Sunt enciclopedii. Le citesc foarte, foarte mult. Deci, dragi mei prieteni, hai să mai întreb, ca astăzi vorbim despre dureri de picioare. Am făcut azi un tratament foarte bun aici cu voi. Live-ul rămâne pe canalul meu de YouTube. Zidana, ce mai este pentru dureri de picioare? Uleiul de imbir. Formidabil, ulei de aloie, formidabil, uleiul de izm, se mai numește mintă rece sau mintă proaspătă, da? Ulei de salvele, ulei de frunză de dafină, deci formidabil, ele ajută la dureri de articulații, la dureri de oas. Chiar indiferent dacă tu te doare spate, că ai să mai Dana, și să facem pentru dureri de spate. Eu am tratament pe canalul meu de YouTube, chiar și cu muștar. Am chiar și cu ulei și cu borcanaș, dacă ați văzut, da, acele borcanaș care le punem cu uleiuri biblice, deci pentru dureri de spate sau chiar pentru dureri de șolduri sau chiar pentru dureri de coate, da, dar foarte mult noi venim acasă, obosiți, da, toată ziua muncem, alergăm dincolo încoace, da, și seara ajungem, deci, într-o durere nemaipomenită, ard călcâile, deci așa tip de tratament, el funcționează foarte bine. Încearcă și tu, da, încearcă asta tot și se fierbe. Da, asta tot se fierbe și stai cu picioarele în ea și gata. Dacă vrei să o mai încălzești, ia tot. Eu v-am arătat totul pas cu pas. Cum sunt foaiele la fiert, cum adică e fierbe. Un minut, două, opriți. Persoanele care deci au probleme cu inima și cu tensiunea, o lăsați puțin să mai răcească, stai cu dânsa în călduță. Persoanele care nu au probleme cu inima, adică cum eu, da? Eu am tensiunea întotdeauna micuță. Întotdeauna micu și eu sunt nevoită să beau cafea, dar să știți un lucru foarte important, mai ales pentru femei, da? Femeile care vor să rămână însărcinate nu au drept să bei cafea. Să știți, lucrul ăsta cam nu e dispus, dar eu întotdeauna mă împărtășesc, fiindcă el ridică bilirubina, pentru cine știe, da? Deci de la ea este un hormon care noi, femeile, nu rămânem însărcinate de la cafea. Persoanele care și de la ceai puternic, persoane sau femeile care vor să rămână însărcinate, gravide, da? Și nu rămân, să știți că este de la cafea. Da, așa. Dragii mei, da, cafea turcească, e cafea, draga mea. Sunt toate tipurile de cafele, cafea turcească, cafea arabă. Dacă vrei să rămâi însărcinat, nu bea cafea, energizante, Red Bull, astfel de tipuri de băuturi de iese, da? Sau ciocolată foarte puternică, da? Sau chiar Coca-Cola. Este interzis pentru femeile care vor să rămâne însărcinate.
Așa. Deci v-am arătat tratamentul meu. Astăzi am vorbit despre dureri de picioare. Eu de fiecare dată intru aici cu voi ca să vă spun câteva sfaturi foarte, foarte interesante. Foarte mulți sfaturi sunt pe canalul meu de YouTube, în Bucătărie la Zidane Auzat. Acolo te abonezi, acolo sunt absolut tot. Chiar pentru dureri de cap, chiar masajul, chiar cum se fac toate uleiurile biblice, poate faci tu în casă, chiar pentru a slăbi, chiar cine vrea să îngrașe, chiar pentru paraziți, chiar pentru ficatul gras, chiar pentru dureri de oase, pentru dureri de stomac, pentru cancer, tot. Fiindcă eu sunt medic naturopat, eu sunt psiholog psihosomat, se mai numește doctor din suflet și eu întotdeauna găsesc ieșirea din situație, mai ales când vorbim de plante. Dacă noi vorbim de durerile noastre sufletească. Mă întreabă încă o întrebare cineva, Elena, Zidana, dacă am nodul în gât, cu și spatele cui. Nodul din gât nu este boală puile. Nodul din gât îl scoți psihologic, eu te ajut cum să scoți, că asta este o durere care noi ai hibat-o, da, aici, că nu o spaimă, o frică, am aflat-o nouă, feste, da? O situație, mă iertat, vorbesc cu voi în rusă. Dar când noi ne speriem, și noi l-am luat și-l ținem aici și noi dăm voie, asta este o frică. Dar boala de frică, deci este foarte puternic. Dacă noi avem boala de frică sau frică, poate să aducă, să ajungă la boli mai grave, da? Dar frica scoate, scoate, da? Cu mare drag. Deci v-am arătat tratamentul meu. Îl mai las încălzească puțin și stau cu picioarele chiar o oră de vreme. O oră, mă, iară ne-l încălzesc, îi pun iar două linguri de bicarbonat de sodiu și 10 picături, da? Dacă îmi pare că nu miroase, îmi adaug 10 picături de ulei de eucalipt, poți adaug și ulei de salvie, el este foarte, foarte bun pentru articulație. Pentru cei care mi-au lăsat inimioare, eu tot vă las o inimioară din casa mea, da? Pentru cei care mi-au lăsat câte un cadou și câte o inimioară și o distribuire, că am foarte multe distribuiri astăzi, foarte, da? Pentru mine sunt multe. Vă mulțumesc, Olguța, ești prima care tu mi-ai alintat azi, da, cu cuvinte frumoase, suntem foarte mult. Ne răspundeți de ce nu putem cafea bea, fiindcă are foarte multă cafeină. Cafeaua are cafeină și omoară ionii femeilor. Deci încurcă când este sperma slabă, mănâncă vitaminele din spermă. Și de aia femeile care vor să rămână însărcinate și nu rămân însărcinate este de la cafea, colă, ciocolată, multă și Red Bull. Știți, niciodată, deci n-ai să rămâi însărcinat dacă iei în exces cafea. Deci eu am vorbit, n-ai fost atentă, da? Așa, vă doresc mult sănătate. Este pentru cine a dat multe întrebări și n-a răspuns, că azi am vrut să fac un live mai mult pe baza de dureri de picioare și articulații. Pii în bucătărie, la Zidane Auzacu, te abonezi, lași acolo o inimioară. Este numărul meu de telefon când deschizi pagina, așa scrie, în bucătărie la Zidane Auzacu. Este numărul meu, mă suni pe WhatsApp când n-ai vreo durere sau o situație, da? Pup și eu vă pup pe toate. Eu ți răspund, dar clar că vă sunteți foarte mult și eu întotdeauna nu mai dovedesc. Vă răspund, dar cu răbdărică. Câte o inimioară, vă doresc sănătate, să aveți parte de tot ce e frumos. Aveți grijă de sănătatea voastră. Iubiți-vă, iubiți-vă femeile din voi, da? Fiindcă noi suntem două fiți. Avem femei și femeia din noi care trebuie să o iubim, care trebuie să avem grijă de dânsa, care trebuie să iubim sufletul nostru, care trebuie să fim buni, care trebuie să fim duioase, că foarte rar în ziua de azi este femeie duioasă, da? Femeie bună, femeie blândă. Dacă noi să avem aceste toate calități, credeți-mă că noi avem și sănătate și în viața noastră întotdeauna va fi totul frumos. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos de toate cuvintele frumoase. Cu mare plăcere aș vrea să mai stau, dar nu pot, că suntem mulți în live, da? Dar eu totuși mă stărui ca să vă răspund la toate întrebările voastre, da? Care nu am răspuns astăzi în live, fiindcă a fost un live cu dureri de articulat și eu n-am putut să răspund la alte întrebări. Cu mare drag mă găsiți pe Facebook. Cu voi a fost prietena voastră, Zidana Uzacovna. Sunt medic naturopat și doctor de suflet, psiholog și psihosomat, da? Când îmi faci câte o mască de față, mă stăruiesc să vă fac, hai mâine, mă stăruiesc să intru cu voi în live, întotdeauna mă stăruiesc să vă fac
câte o mască de față ca să ai o față frumoasă, lucioasă, chiar dacă are câteva riduri, că asta este vârsta, da? Și de asta noi nu fugim, da? Dar să fii frumoasă, sănătoasă, cel mai principal, sănătoasă și tu să te iubești pe tine însuși. Mua! Zidane Auzac, nu aveți grijă de voi, la și oră aici rămâne, dacă chiar nu mai vedeți live-ul, el rămâne pe canalul meu de YouTube, în bucătărie, la Zidane Auzac. Vă doresc, te abonezi canalul meu, lasă un comentariu. Când eu intru, automat îți vine mesaj de 3 ani te cunosc. Mua! Dora, hai, numai bine, sănătate, aveți grijă de voi. Noapte bună și o seară cât mai liniștit. Și Doamne, Doamne, să vă păzească și înger păzitor în casa voastră. Zidana.